București la firul ierbii. Da, bună dimineața, București, aici e capitala. Așa cum îți spuneam și mai devreme, niciodată nu e târziu să faci o faptă bună și întotdeauna e loc să ajutăm. Iată că avem posibilitatea să ne donăm ziua de naștere. Și cum facem asta, aflăm de la Laszlo Bodor, cofondator al asociației Envision și unul dintre inițiatorii proiectului Galantom. Este alături de noi, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pentru cei care nu au aflat până acum, ce este Galantom? Galantom este o platformă de fundraising pe care oamenii de bine pot strânge fonduri de la prieteni și de la cunoștințe pentru a sprijini proiecte în care cred cu toată inima. Asta foarte pe scurt. Înțeleg. Și printre alte își pot dărui ziua de naștere, care este la îndemâna oricui. Și este extrem de simplu. În loc de cadourile obișnuite pe care le primim în fiecare an, ne rugăm prietenii, cunoștințele și familia să facă o donație către o cauză în care credem foarte mult. Și ca să ne convingem că e ușor să ajuți, primim și un exemplu așa de la nivel înalt, mai exact de la ambasadorul Israelului în România, și o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți mai multe. Da, așa este. Săptămâna trecută a fost ziua ambasadorului Israelului în România. Excelența sa, David Saranga, și-a dorit ziua de naștere asociației Zi de Bine și mai exact proiectului Studiurile Ferentari. Și el, practic, el cu prietenii și cunoștințele sale și-a pus umărul la construirea studiourilor ferentari, unde cei 30 de actori ai trupei Playhood să-și poată continua povestea și proiectele. Dar el este doar unul dintre cei foarte mulți oameni de bine care fac acest gest de bine. De exemplu, în 2020, peste 2000 de persoane și-au sărbătorit ziua de naștere în felul acesta, mobilizând o sumă impresionantă, peste 2,7 milioane de lei. Iar suma asta a sprijinit 475 de proiecte de bine. Iată cât este de simplu să faci un bine. Haide să luăm așa pas cu pas. Cum funcționează? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez eu, de exemplu, dacă vreau să-mi donez ziua de naștere? Este foarte simplu. Intri pe ziuata.galanton.ro și acolo ai posibilitatea să alegi un domeniu și foarte multe organizații care sunt deja pe platformă. Alegi un proiect. Îți faci o pagină, durează câteva minute, îți propui o sumă pe care vrei să o strângi și după aceea, după ce ți-ai creat pagina, dai vestea bună pe rețelele sociale, pe online și pe offline și îți rogi prietenii și cunoștințele ca în loc de cadou obișnuit să facă o donație către cauza respectivă. Și asta e tot. Asta este tot. Este foarte simplu și aș mai da un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult și care ne dă speranță. Am văzut zilele acestea un tânăr de 19 ani, Sasha Ciocârlan, care și-a ales să-și dăruiască ziua asociației Magic și anume a ales să sprijine copiii cu afecțiuni oncologice și mai precis educația acestora. Deci la 19 ani, acest tânăr a ales, în loc de cadouri, să facă o faptă bună și cred că astfel de exemple ne dau speranță și ei sunt tinerii care vor schimba lumea, cu siguranță. Da, foarte, foarte frumos. Am intrat și eu pe site-ul galantom.ro și am văzut că în momentul de față sunt vreo 741 de proiecte pe platformă. Grijă pentru bunici, primăvara bebelușilor, Survivor, Depre Hub Teens, Senior Cafe și alte 700 și ceva. În cazul în care, nu știu, persoana care dorește să își doneze ziua de naștere, dar puțin probabil, dar să zicem că nu se regăsește cu niciun proiect de pe platformă, are posibilitatea să înscrie o altă cauză? Da, nu este nicio problemă dacă nu găsește un proiect care să-i placă foarte mult. Poate să ne contacteze, poate să contacteze cauza respectivă și cauza se poate înscrie pe platformă relativ repede, adică se rezolvă, asta nu e o piedică pentru nimeni să nu-și dăruiască ziua de naștere. Și nu există nicio sumă minimă pe care trebuie să o stabilim acolo?
Nu există o sumă minimă, fiecare poate să stabilească suma pe care și-o dorește. Ce pot să spun este că sumele strânse prin Dăruiește ziua ta sunt considerabile. Suma medie cred că e undeva peste 1000 de lei și noi încurajăm oamenii să fie curajoși și să nu le fie teamă să stabilească suma respectivă, pentru că surprizele sunt foarte multe și plăcute în cazul fiecăruia. Ce ne spun ei, dincolo de faptul că într-adevăr este cel mai frumos cadou pe care îl pot avea, primesc donații și de la persoane de la care nu se așteptau. Și cred că asta e cel mai frumos. Încă o dată pe galanton.ro găsim toate detaliile despre cum ne putem dona ziua de naștere. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Laszlo Bodor, cofondator al asociației Envision și unul dintre inițiatorii